Salut și bine v-am găsit la un nou episod de Pack Opening. Acest episod nu trebuia să se întâmple. V-am spus clar că nu o să mai joc la Weekend League și nu, n-am jucat la Weekend League, dar cred că ați văzut în titlu sau cine mă urmește pe Instagram știe, mi-a picat Team of the Year și neapărat am vrut să pun și pe YouTube că mi-a picat Team of the Year ca să nu-mi pierd streak-ul, chiar dacă e august și nu prea mai contează. Bine, probabil când vedeți voi asta e septembrie, dar mie mi-a picat în august. Ideea e că teoretic nu contează, dar pentru mine contează, pentru că eram foarte supărat dacă anul ăsta nu prindeam niciun Team of the Year, după ce am trecut am prins 4 Team of the Year. Momentan am prins 2 și anul ăsta, chiar dacă n-ar trebui să conteze, pentru moralul meu contează, ca să fiu încărcat cu pozitivitate la FIFA 22 la Team of the Year. So cliche, I see the sparks you throw my way. I know your name is written on everyone's mind. Și dacă tot postam asta, am să mai fac niște pachete, tot de la obiective SBC-uri, și e posibil la finalul acestui episod să iau de la Swaps 95 plus Icon Moments Pack, dar depinde cât o să-mi ia să fac cele 9 tokenuri rămase, pentru că cred că le bag în seara asta sau mâine, eu filmez pe 30 august și aș vrea să postez undeva joi sau vineri episodul ăsta, dar voi vedeți când îl postez, nu știu dacă o să mă țin de cuvânt sau dacă este, o să iasă totul cum vreau eu. Mă rog, gata, nu mai vorbesc aiurea, hai să mergem la pachete Prime Mixed Player Spec. Pachet tradable de la Squad Betters, incredibil să-mi dea mie ceva de aici. Cum spuneam, inițial vreau să-l deschid fără să-l filmez, dar am zis, hai totuși să fie aici. Un stâlp de temelie și în episodul de azi aș vrea să mai fac 90 plus ori 10 pentru că l-au băgat și aș vrea să-l termin și pe Messi. Mai am 8 SBC-uri, dar e greu. E greu pentru că nu am club. Hai să vedem totuși ce jucători fac azi. Începem. Continuăm cu Boards. Zlatan, cred. Am mai spus eu în trecut că anul ăsta e singurul suedez Boards. Și e inconfundabil. Ok. Și încă un 83 și un 82 și un 81 și un 80. Bun pachet. Hai să dăm Premium Gold Players pe. Cred că am vreo 8 acest de astfel de pachete. Avem și un pachet de 100K. Walkout, dar e walkout simplu, ciudat. În statea capuri speciale mie să-mi dea un Busquets. Bă, nu e rău, dar problema e că-l mai am. Da, și cred că e untradeable. Un singur pachet Premium Gold Player Spec e tradeable și mi-e greu să cred că l-am nimerit eu. Hai să vedem totuși ce mai e în spate. Eu zic că totuși pachetul ăsta e untradeable. Da. Încă 3 Premium Gold Player Spec. Dacă mai au unul ca din ele, chiar mulțumesc atât în vedere că sunt pachete gratis de la obiective. Walkout, Festival of Football. Dăm ceva mare, 98 overall. 91, Zakaria. Din păcate unul dintre cei mai slabi, dar asta este. Cred că 90 overall e cel mai slab, Blagolovin. Dacă nu mă înșel. Mă, măcar e un 91. În spatele lui nu mai poate să fie nimic, dacă nu mă înșel. Deși cred că Summer Stars-urile sunt după Festivalul Football. Deci dacă ar fi un Summer Stars bun în spate ar fi senzațional. Dar mă îndoiesc că o să fie double lockout în acest pachet. Da, n-a mai fost. Ultimele două pachete, v-am zis. Încă la două lockout-uri e greu dacă nu dă nici aici walkout. Da, Mega Pack-ul rămâne cel mai prost pachet din ultimele două sau trei ediții de FIFA. Părerea mea, chiar dacă anul ăsta mai dat ceva din Mega Pack, tot rămâne cel mai prost.
Și avem pachetul de 100 de cam. N-am mai deschis de mult un pachet cu nasul. Și o fac acum. Cine știe. Măcar walkout, te rog. Da, ok. Team of the season, asta înseamnă că poate să mai fie ceva în spate. Dar e greu. Brazilia. Ce ame. În primul rând știam că ne-i mare LV. Dar parcă totuși speram. Dar degeaba. Am avut o mică acolo o secundă care mai. Bă, dar poate nu e LV în pachete. Dar nu. Mbappé este Team of the Year. Și nimic în spate, doar un 83 și ceva 82. Și la Duplicates, tot nimic. Rating peste 93 acum și e perfect. Dacă nu o să fie greuț, haide mă. Hai că putem. Olanda, ok. De Jong. Da mă, 94, bine. N-o să joace, dar e un rating decent. Important e să iau... Summer Stars sau Festival of Football mai mari de 95 plus în spatele lui și cam toți timpul rezenii să fie de 90 plus și să nu iau goals. Foarte important, dar sunt șanse mari să iau goals. Hai să vedem ce e în spate și cred că e prima oară când prinde Young pe un cont al meu anul ăsta, ceea ce e decent. Ia vezi aici. Asta e, știu că îl băgasem la SBC, dar aparent nu l-am băgat. 10 90 plus. Deci neapărat ce mi-aș dori eu din acest pachet ar fi Ronaldo 99, Neymar 99, Mbappé, Totti și cred că atât. Pentru că nu... Bine, nici Firmino 99 n-ar fi rău, dar nu cred că intră în echipă. Dar unul dintre cei trei sau... Cred că și Messi... Da, nu, că e de la Barça și oricum aș vrea să-l facă Messi de la PSG de 99, dar v-am zis, unul din cei trei ar fi senzațional pentru că ar intra în echipă. Și dacă nu, tot ce e 97 plus, pe care să nu l-am deja, pentru că vreau să fac măcar 197 rating. De-aia mă și chinui să-l fac pe Messi, deși e greu. Hai să vedem. 10-90 plus. Bă, unul din aia trei și e senzațional. Ok, începem cu Team of the Season. Nu știu dacă e bine. Keylor Navas 94, nu e atât de rău, dar Pecul poate fi un dezastru sau poate fi unul foarte bun. Am foarte mare emoție, o să mai las puțin să treacă, să se încarce acolo. Poate, hai mă, EA Sports, că e final de joc, unul din cei trei. Hai acolo, Neymar, Mbappé sau Ronaldo. Haide mă, hai. Hai, te rog, te rog, te rog, te rog. Na, Hazard a treia sau a patra oară. Pare des la fel. Da. Băi, a fost un 98, da. E un 98 care îmi face cinste. Sper să prind un Cruyff sau un Ronaldo Grasu sau un Pele sau ceva ce nu mi-a picat până acum. Sunt șanse destul de mari, 10 iconuri. Sper să nu fie Garincha sau Yashin, în rest... Oricine ar fi ok, până și Maldini ar fi ok, dar să nu-mi dai Garincha sau Yashin. Hai să vedem. Dacă se pișe jocul ăsta pe mine la final sau nu, chiar sunt curios. Nu o să am reacție orice aș fi pentru că e septembrie, aș fi ipocrit să mă bucur la orice. Bă, Pușca, v-am spus, rămâne iconul meu preferat de anul ăsta și pot să consider că am jucat cu toate, pentru că am jucat la draft. Pentru mine rămâne iconul meu preferat. Poate doar pe FIFA ăsta a fost bun, nu știu, dar pentru mine chiar rămâne cum eu prefer, ci chiar mă bucur cu el. De-aia n-am zis că m-a supărat, pentru că practic Pușca și Garincea și Yashin aș fi cei mai slab, dar pentru mine Pușca e zeu și nu m-aș fi supărat dacă mi-l dărea. Nu intră în echipă, dar e decent. 197 rating. Nu prea îmi place Verratti, care ar trebui că ar juca cam, aș putea să joc așa. Și a jucat Verratti CM, dar mi se pare mai bun Renato, nu știu, mă rog, oricum a fost un weekend league, nu vreau să joc, am jucat doar pentru cele 8 win-uri și atât, nu mai joc cu weekend league, de-aia o să șterg joc. Așa că nu uitați dacă v-a plăcut acest un episod de la FIFA 21, like, subscribe și comentariu și revin la 22 cu Ultimate Team, unde o să fie forță, sper eu, mult mai bine pe content și pe gameplay, deși asta mereu în fiecare an sperăm, dar nu se întâmplă. But that's